Am nevoie de surse financiare ca să pot, ca să pot pleca în Turcia, unde voi lua un tratament de 3 luni. Sunt mama român. Tot ce mă luptă de 3 luni la cușă. Ajutați-mi să-mi salvez copilul. Nu m-am închipuit niciodată că pot să trec ce-mi pune așa ceva. Are o leucemie foarte rară. La noi Moldova nu se tratează. Am găsit în Turcia un spital care poate să-mi trateze, care poate să-mi facă un transplant. Nu avem surse. Nu fac față. Sunt 88.000. Cât nu m-aș stărui, cât n-aș face, câte credite n-aș lua. Credeți-mă că nu o să fac față. Nu o să pot, nu știu, jumătate de viață să lucrez, tot nu o să dobdesc. Termenul e foarte scurt. Vă rog frumos, mă închin ca mamă. E foarte greu să te uiți în ochii la un copil și să ceară la tine, salvează-mă, dar tu nu poți. Mai dureros ca copiii să-i vezi suferind, nu-i nimic. Am trecut pe multe. Am pierdut și soț, am pierdut și frate. Dar au fost spontan. Dar acum nu mai am cuvinte. Nu mai am cuvinte, credeți-mă.